Numerologii spun că fiecare cifră ne influențează destinul, cu atât mai mult cele care se regăsesc pe cărțile de identitate. Cu toate că ai spune că acest lucru nu este posibil, numerologii spun că în spatele fiecărei cifre se ascunde o vibrație. Cifra 0 este un semn al infinitului, de aceea se spune că aceste persoane sunt persoane preocupate de carieră, dar marea provocare vine din a împăca viața de familie cu aceasta. Sunt persoane care se adaptează ușor, dar pot fi ușor nesiguri și pot să îi pună în încurcătură pe ceilalți. Cifra 1 este considerată un simbol al liderului, prin urmare își ating obiectivele oricât de greu le-ar fi. Persoanele sunt creative, dinamice și pline de viață, pe de altă parte pot da dovadă de încăpățânare. Cei care au ca ultimă cifră 2 trebuie să știe că sunt persoane sensibile, altruiste, dar ușor nesigure și sunt tentați să se îndoiască de intențiile celor din jur la orice pas. În schimb, despre cei care au ultima cifră 3, se spune că sunt oameni blânzi, iubitori și pun mereu viața de familie pe primul plan. Cifra 4 transmite o energie puternică pentru că aceste persoane vor pune stabilitatea mai presus de orice. Cifra 5 este asociată oamenilor creativi, pasionați să descopere. Oamenii care au cifra 6 pot să intre deseori în conflicte, asta pentru că pun pasiune în orice, chiar dacă e vorba de o ceartă. Cifra 7 are o semnificație specială în numerologie pentru că este considerată un simbol al puterii interioare. Cifra 8 este asociată persoanelor responsabile, poate prea mult preocupate de cei dragi. Pot să se pună pe locul 2, dar acest lucru nu va fi în avantajul lor. Despre cei care au ca ultimă cifră 9, se spune că sunt oameni toleranți, iubitori și vor fi alături mereu de familie. Pentru ei nimic nu este mai important decât să-i vadă pe cei dragi împliniți și sunt dispuși să facă sacrificii. Relatează spynews.ro.